Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la prognoza meteo. Vremea va fi mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros și izolat, vor cădea precipitații slabe sub formă de ploaie. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 6 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și 3 grade. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat azi o zi mai mult înnorată, unde maxima a ajuns în jurul valorii de 6 grade, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de 2 grade. Mâine, meteorologi anunță vreme cu temperaturi ceva mai scăzute în toate cele 4 orașe ale județului Sălaj. În Șimleu, Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 4 grade în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea la minus 2 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 4 grade în miezul zilei, iar minima va cobori la minus 2 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehu-Silvaniei, unde maximele vor atinge 4 grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea la minus 2 grade. În zilele care urmează, vremea se va încălzi ușor. Temperaturile maxime vor urca până la 6 grade Celsius. Vineri vom avea parte de o zi mai mult înnorată, când temperatura maximă va atinge 4 grade în timpul zilei, iar noaptea minima va scădea la minus 2 grade. În cursul zilei de sâmbătă, temperaturile vor urca ușor. Maxima va atinge 6 grade în timpul zilei, iar noaptea minima se va opri la 1 grad. Temperaturi asemănătoare vom avea și în cursul zilei de duminică, astfel că maxima se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar noaptea temperatura minimă va coborî la 2 grade. Sunt Anca Olăhuț și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. Mai multe detalii legate de prognoza meteo puteți găsi însă și pe site-ul nostru www.salajanul.ro. La revedere!